Salut, Hristos a înviat! A -a. Și acum să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei. Rămânem în aceeași carte a Sfintelor Scripturi. Capitolul 27, începând cu versetul 62 până la versetul 66 și apoi vom citi câteva versete și din capitolul 28. Pagina în Sfânta Scriptură 960, Matei, capitolul 27, începând cu versetul 62. Cuvântul Domnului spune astfel, A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, pe când era încă în viață, a zis, după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea să-i fure trupul și să spună norodului, a din morți, atunci înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis, aveți o strajă. Duceți-vă, depăziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. Și din capitolul 28, începând cu versetul 11 până la versetul 15. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unei din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, Spuneți așa! Ucenicii lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ăsta și-au luat banii și au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Amin. Am citit, frați și surori, din Evanghelia după Matei, încă un pasaj care vorbește despre un anumit moment din viața Domnului Isus Hristos, mai degrabă din săptămâna aceasta grea și în mod specific momentul acela când Domnul era așezat în mormânt deja și unii de pe margine făceau planuri. Făceau planuri mărețe în mintea lor, dar și cu teamă, în același timp. Ca nu cumva să se întâmple ceea ce spun ei, înșelătorul acela a spus pe când era încă în viață. Ca nu cumva să se împlinească. Ei nu se apucă să dea petrecere, oamenii aceștia. Ar fi putut să se adune la cineva acasă sau să închirieze o sală mare, să cheme pe toți preoții să dea mână de pace cu farisei și să celebreze. Învățătorul acela care ne-a deranjat atât de mult e mort în sfârșit, nu mai este. Însă, în mod paradoxal, ei așteaptă, așa ca pe spin stând, să se întâmple ceva. Ei încă mai au o teamă mai păstrează ceva în mintea lor și anume păstrează câteva cuvinte ale Domnului Isus Hristos. Niște cuvinte care, dacă vreți, au străbătut istoria, ei urmau să vadă ce avea să se întâmple, însă teama lor era cu privire la această propoziție a Domnului Isus pe care a repetat-o în nenumărate rânduri și anume. După trei zile, voi învia. Se va întâmpla oare lucrul acesta? Va fi un astfel de eveniment de proporții? Un astfel de eveniment care va șoca nu doar societatea de atunci și societățile viitoare, oamenii care vor fi de-a lungul generațiilor? În fine, pentru că suntem la cumva, la sfârșitul acestor sărbători pascale și mi-a revenit rândul să vă slujesc și să am un cuvânt pentru dumneavoastră și pentru mine. Mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat cel puțin pentru mine, pentru dumneavoastră, poate fi ca o provocare concluzii ale învierii sau ale zilei învierii. E important să te oprești după ce se întâmplă multe lucruri, după ce auzi multe predici, după ce uh, se cântă, se vorbește, se întâlnesc cu oamenii între ei, să tragi câteva concluzii. Și eu aș vrea, repet, ele sunt mai întâi pentru mine aceste concluzii și le aduc înaintea dumneavoastră, poate vă sunt de folos și dumneavoastră. Și o primă concluzie desprinsă chiar din textul acesta pe care l-am citit este aceasta. Singurii care au înțeles bine sensul afirmațiilor lui Isus și acum citez pe un teolog, au fost dușmanii, nu urmașii lui. Și repet, Singurii care au înțeles bine sensul afirmațiilor lui Isus cu privire la învierea sa au fost dușmanii, nu urmașii lui Isus. Pentru mine cel puțin e paradoxal dacă nu greu de acceptat o astfel de situație. Oamenii aceștia, așa cum spuneam mai devreme, în loc să sărbătorească și-au atins scopul cumva, ei stau în așteptare și se uită pe ceas și spune unul către altul, a mai trecut o oră, încă o jumătate de zi. Ei așteptau să se împlinească cele trei zile calendaristic vorbind, pentru că mai apoi în sfârșit să celebreze. Ei au luat în serios cuvintele acestea ale lui Hristos. După trei zile voi învia. Ei le-au pus la inimă și le-au așezat în cap. Nu au putut să le uite. De cealaltă parte, ucenicii, alături de grupul extins, larg, al lor, femeile care erau prezente acolo și au fost martori ale răstignirii, Oamenii aceștia intră într-o stare de doliu, justă până la un punct, încep să-și plângă de milă, de spaimă și de groază, merg și se izolează, trag zăvoarele după ei și probabil își așteaptă și ei sentința. Dacă învățătorul nostru a sfârșit în felul acesta, spuneau probabil unul către celălalt, nici noi nu vom sfârși altfel. E bine, dacă ați citit și am citit din nou Evanghelia după Matei, doar Evanghelia aceasta, am băgat de seamă că în cel puțin cinci ocazii diferite, Domnul Iisus Hristos vorbește despre patimile și suferințele sale. Spre exemplu, în Matei, capitolul 12, versetul 40. În acest verset, Domnul Iisus Hristos vorbește despre suferințele sale, e adevărat, apelând la o metaforă. Căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa, și ucenicii erau acolo de față. Tot așa, și fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. Un alt pasaj, Matei, capitolul 16, versetul 21. O altă predicție, profeție, mesaj care cumva anticipa ceea ce avea să se întâmple cu Hristosul. De atunci încolo Iisus a început să le spună cui? Ucenicilor li se adresează direct. Că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor. Și uitați-vă cât de clar este cuvântul acesta care spune are să fie omorât, și ca a treia zi are să fie înviat, va fi înviat. O a treia ocurență biblică este în Matei, capitolul 20, versetul 18. Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte, ceea ce s-a și întâmplat și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar urmează propoziția aceasta scurtă pe care preoții, farisei, cărturarii n-au putut să o uite. Și propoziția sună astfel, dar a treia zi va învia. E a treia dată când Domnul vorbește. Și ca să nu mai lungesc vorba pe acest gând, cu câteva momente înainte de răstignire, foarte aproape de momentul răstignirii. După ce stă la masă cu ucenicii în joia mare, după ce cântă cântările potrivit cu Matei 26 cu 30 și au ieșit în muntele măslinilor, în acel moment imediat, premergător, arestării Domnului Isus Hristos și acelor procese Ilegale, chiar și nedrepte. În noaptea aceasta, spunea Domnul în versetul 31, toți veți găsi în mine o pricină de potignire că ce este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Iar versetul 32 vine tranșant și clar și trebuia să răsune în urechile ucenicilor. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Iată așadar, frații și surori din credincioși, cel puțin aceste pasaje pe care le-am reamintit pentru un Să vedeți cât de clar le-a subliniat Domnul ucenicilor. Și unor le-a adresat direct lor și le-a spus, a treia zi voi învia. Și ei, din pricina suferințelor, a durerii, a întristărilor, uită lucrul acesta. Uită lucrul acesta și poate că îl aruncă într-un sertar îndepărtat, la care vor ajunge cu greu, și îl lasă în plan secundar, și văd doar suferința, patima, și se gândesc probabil cu teamă la ceea ce îi va cuprinde pe ei. Ce are de a face acest lucru cu noi? Are de a face foarte mult. Pentru noi, frați și surori, după cum bine știți, fiecare creștin este chemat să trăiască o viață nouă. Amin? Și această viață nouă nu trăim prin puterile noastre. Romanii, capitolul 6, aș vrea să ne uităm puțin și în acest pasaj. E folosit aici simbolistica botezului în apă pentru a zugrăvi și ilustra venirea la viață nouă, moartea omului vechi, răstignirea firii pământești. Și spune textul în versetul 4 așa Noi deci prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, cu Hristos pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi după ce s-au întâmplat aceste lucruri cu Hristos a murit și a înviat efectul asupra mea, tot așa și noi, asupra noastră trebuie să fie aceasta, acesta acesta suntem chemați să trăim o viață nouă. Versetul 11 spune din nou, tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. El a murit și a înviat, eu am murit și am înviat împreună cu El. Euul vechi nu mai este. Omul păcatului trebuie să fie de domeniul trecutului. Și cineva ar putea să spună: Slăvit să fie Domnul că s-a întâmplat asta. De acum înseamnă că pe cale mergem fluierând cu mâinile îmbrățișate, nu vom mai avea lupte, zbateri, frământări. Dar vedeți, dumneavoastră, realitatea este una grea și evidentă, probabil, pentru fiecare dintre noi că așa este, fiecare dintre noi încă simțim lupte, provocări din partea dușmanului nostru. Dacă dușmanii Domnului Isus Hristos, aș zice eu și în al 13-lea ceas, stăteau acolo de pândă ca nu cumva planul lui Dumnezeu să se împlinească. Ei n-au dorit altceva, desigur, diavolul este în spatele acestui plan diabolic. El și în acele momente stătea la ușa mormântului ca nu cumva să se împlinească lucrul acesta. Ca dacă cumva Hristos va ieși să-L apuce și să-L țină acolo dacă ar fi putut în mormânt, pe veci. Dacă El s-a luptat vrăjmașul cu atâta înversunare și împotrivire și dacă a avut atâta determinare și perseverență știind că luptă împotriva Lui Dumnezeu, dar a căutat cu tot din adinsul să încurce planul de mântuire a Lui Dumnezeu față de unei oameni oare, nu va face la fel și cu noi. Nu va face la fel și cu tine și cu mine când tu ești chemat să trăiești viața nouă în Hristos. Când eu știu că sunt chemat să trăiesc viața nouă în El și prin El și pentru El. Credeți că diavolul, vrăjmașul sufletelor noastre, ne va lăsa în pace? Știți ce zice? va căuta? Să aducă faptele omului vechi din nou în viața noastră. Va căuta prin toate forțările Lui să ne atragă din nou în păcat, în poftele de odinioară, în acele lucruri despre care ar trebui să ne fie rușine să și vorbim. El, vrăjmașul, asta caută. Și de aceea, pentru că păcatul este dușmanul nostru de moarte, în versetul 12, de la același capitol 6, spune Apostolul Pavel, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui cum făceați altă dată. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Și dați lui Dumnezeu, spune textul mai departe, mădularele voastre ca pe niște unelte ale nepricănirii și zic, Doamne ajută de la aceasta. Să trăim viața nouă în Hristos și prin Hristos. Și păcatul să nu mai aibă puterea asupra noastră chiar dacă diavolul prin păcat va căuta să ne aducă din nou la felul vechi de a trăi. Da, are aplicații pentru noi, cel puțin din acest sens că dușmanul Domnului Isus Hristos este și dușmanul de moarte pentru noi, și caută să ne țină în păcat și în fără de lege. Dar mai e aici un lucru. Tot la acest punct din mesaj. Și cu durere o spun, dar și cu dorința de a trage un semnal de alarmă. Că și noi, ca ucenicii, frați și surori, uităm de multe ori, prea de multe ori, cuvintele învățătorului nostru. Și e rușinos pentru noi, pentru Biserica Domnului, să țină minte cuvintele Domnului și să lupte cu înverșunare împotriva mesajului Evangheliei unii din afară, de pe margine, dușmanii lui Dumnezeu și ai bisericii sale și noi să uităm cuvintele și să tremurăm de frică de câte ori nu ne-a vorbit Domnul? De câte ori nu ne vorbește Domnul? De câte ori nu se adresează Domnul personal? Și uneori cuvintele Domnului le aruncăm în plan secundar, undeva în spate, bazându-ne pe ceea ce știm câteodată, bizuindu-ne pe experiența noastră de o viață cu Domnul. Știu eu, uneori cuprinși de spaimă, de groază, cum spuneam deja, Însă, Biserica Domnului, chemată în vremea aceasta să nu uite cuvintele Mântuitorului. Să scoatem, dacă vreți, și să ținem sus acest dreptar al învățăturilor sănătoase, cuvântul Evangheliei, dătător de viață, și având acest cuvânt în mâinile și în inimile noastre, să fim mai curajoși să fim mai îndrăzneți, să fim frați și surori mai entuziasmați și mai optimiști, mai plini de speranță și de nădejde. Că acela care a zis, nu doar a zis, va face ce a zis. Acela care a biruit moartea, va birui greul din fața ta. Va da la o parte munți, îl va învinge pe goliat prin tine așa cum a făcut-o prin David. Îl va învinge pe Madian, prin tine, așa cum l-a învins prin Gedeon. Oameni slabi, oameni fără de putere și fără de șansă. Dumnezeu i-a folosit pentru că i-au mers la luptă în numele Domnului, bizuindu-se pe făgăduințele Domnului atât cât le știau ei. Noi, în comparație cu ei, știm mult mai multe. Iată ce comori avem aici. Ce valoare avem în mâinile noastre. Și nu mai citim, nu mai prețuim îndeajuns. Scriptura a ajuns să fie o carte neglijată, o carte din care se vorbește din amintiri, o carte care e povestită și punem noi multe povești în jurul ei, să o facem mai interesantă un cuvânt pe care vrem să-l ajutăm noi așa câteodată să-i dăm, nu știu ce să-i dăm. Eu cred ceea ce spune Sfânta Scriptură, că această Evanghelie este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. El încă poate pătrunde, El încă poate separa, poate aduna, El încă poate mântui, poate transforma, pentru că este cuvântul dătător de viață al Sfintelor Scripturi. Dar îl mai adunăm, avem interes să-l ținem proaspăt în mintea noastră. Să știți că dușmanii Bisericii se uită cu atenție în Scripturi. Pentru că Diavolul cunoaște Scripturile. Și ar trebui în dimineața aceasta să fim provocați cel puțin de acest exemplu. Pe care îl găsim în acești preoți, în acești farisei, care n-au putut să uite cuvintele Mântuitorului, după trei zile voi învia să fie o lecție și pentru noi. Pe lângă faptul că avem un dușman al sufletelor noastre care caută nimicirea noastră, să nu uităm că e atât de important și fundamental, vital, aș spune, să nu neglijăm și să nu uităm cuvintele Mântuitorului nostru. Ele ne vor ține în picioare în vremuri grele, ne vor ajuta să ne păstrăm mintea întreagă și să ne înaintăm pe cale. Doamne, fă să iubim mai mult cuvintele tale. Amin! O a doua concluzie. Am numit-o astfel. E important să fii la locul potrivit și la timpul potrivit. E foarte important. Spune cuvântul Domnului în versetul 1 din Matei, capitolul 28, la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Au venit să vadă mormântul. Și textul continuă și vedem tot ce s-a întâmplat la mormânt. Însă ceea ce este interesant și cu învățătură pentru noi toți este că aceste femei, în loc să stea și ele acasă lângă ceilalți, și-au asumat probabil un risc. Nu e simplu ca femeie să pleci dis de dimineață, unii cred că e ora 11 după ceasul unora dis de dimineață, sau 12 la amiază, când se crapă de ziua, dar dis de dimineață, aceste femei își asumă și un risc, iau din ale lor, își asumă costul și merg. Nu știu câte speranță mai aveau ele că pot repeta drumul acesta, însă în dimineața aceea se duc și se duc la locul potrivit, la mormânt și la timpul potrivit. Și spune un teolog că ele vin, și aici e frumusețea lucrurilor. Ele vin să vadă mormântul. Că atât au avut puterea să mai gândească în acele momente. Ele vin să vadă mormântul, dar sfârșesc prin a vedea pe Domnul înviat. Și spun, glorie Domnului pentru aceasta. Când te duci să vezi un mormânt, să mai faci ceva pe acolo, să ai parte de un mesaj supranatural. Și îngerul le spune, știu că îl căutați pe Hristos cel răstignit, voi atâta știți acum. Dar vestea bună este că acela pe care îl căutați, ați venit, da, la locul bun, aici ar fi trebuit să fie, după mintea unora. Dar vestea bună este aceasta că El a înviat și în acele momente femeile acestea sfârșesc prin a se întâlni cu acela pe care îl venit să-l vadă mort, dar care de fapt acum era viu prin puterea Tatălui binecuvântat să fie Domnul nostru. E un mesaj și o lecție importantă pentru noi toți. Locul și timpul potrivit. Probabil că și dumneavoastră, ca și mie, vi s-a întâmplat cel puțin o dată în viață să vă pară rău că n-ați fost prezenți la un anumit eveniment, mai ales dacă se dă ceva. Mă, cum de n-am fost acolo și eu? Când e ceva rău, parcă s acolo. Dar când e... Și regreți că n-ai fost acolo. Regreți puteai fi, n-ai avut lucruri mai importante de făcut, dar n-ai fost prezent. De harul acesta, de rostirea acestor adevăruri pentru prima dată, parte au avut femeile. Dar aici aș vrea să mai subliniez ceva, frați și surori. Și anume, un contrast dintre dorință și realitate. Ele au avut o dorință, mergem să înmirezmăm, -mi să mai facem ceva pentru Hristosul care nu mai e viu printre noi, a murit, dar în semn de prețuire și potrivit cu rânduiala, vrem să mai facem și lucrul acesta. Aceasta era dorința lor. Însă realitatea era alta. Hristos a înviat. Asta era realitatea pe care ei ele aveau să o descopere în câteva momente. Ce are de-a face lucrul acesta cu noi, pare de-a face foarte mult. Vorbind despre locul și timpul potrivit, frați și surori, e atât de important și aș începe cu aceasta, să prețuim fiecare ocazie pe care Dumnezeu ne-o dă fiecare clipă pe care o avem ca un har mare din partea lui Dumnezeu de a ne închina. În anul 2020, pe 19 aprilie, mă uitam la camera aceea și vă spuneam dumneavoastră, fiind acasă, și noi aici vreo șapte, o persoane, vă spuneam prin intermediul sticlei, Hristos a înviat. Și m-am uitat și văzând Așa, pe filmarea de atunci, scaunele goale, puțin m-am înfiorat. Dar în același timp am spus, Doamne, îți mulțumesc pentru marele har pe care mi-l dai ca anul acesta să pot să mă urc în mașină și să vin la biserică și să-mi văd frații. Să văd surorile și să nu mai uit la niște scaune goale sau să fiu așa fixat pe o cameră și să vorbesc. E mare har. Și anul acesta am prețuit, dacă vreți, și mai mult locul acesta. Și pe unde am mai slujit. Și timpul acesta de sărbătoare pe care Dumnezeu ne l-a pus înainte. Și l-a spus, uite, luați-l ca o mare binecuvântare, ca un mare cadou pe care vi-l fac. Și cu toate acestea, unii n-au găsit că ar fi potrivit să fie la închinare în aceste vremuri. Cu Biserica lui Dumnezeu. Oare ce poate fi mai important decât în aceste zile să stai și să vii la biserică la fiecare program, excepție făcând motivele obiective? Dar unii și pe cele subiective le facem să devină obiective. Că până la urmă e vorba de noi și când e vorba de noi totul e obiectiv. Ce poate fi mai important și de valoare decât să mă duc și să spun, Doamne, îți mulțumesc că ai murit și ai înviat. Și mi-ai deschis porțile adunării. Ai deschis ușa cerului ca să pot să mă mai încarc. N-are rost să vorbim, frați și surori, că e greu, că nu mai putem, că nu ne lasă ăștia în pace să ne adunăm, să facem. Eu cred că putem face multe lucruri dar încă în mintea unora probabil n-a venit vremea potrivită și spun că nu-i timpul potrivit. Și când mă gândeam la acest lucru, mi-a venit în minte textul din Hagai, capitolul 1. În versetul 2 vorbește acolo textul despre acea situație în care evreii se gândeau doar la ei. În versetul 2 spune textul, așa vorbește Domnul oștilor. Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Și Domnul se uită la ei cu durere și le spune, serios? Chiar n-a venit vremea? În funcție de ce stabiliți voi lucrul acesta? Și Domnul le zice, de aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel, dar pentru voi, a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărmată? Și Domnul îi confruntă pe unii care spuneau, nu-i vremea. Nu-i vremea de atâta adunare, de atâta rugăciune, de atâta cântare, de atâta predicare. Hai să le scurtăm pe toate, să eliminăm câte ceva din felul nostru duhovnicesc de a fi, nu-i vremea. Dar spune Domnul, dar pentru voi este vremea. Și ei trebuiau să facă un exercițiu simplu. Pentru că Domnul îi ajută ca cea de bun e Domnul câteodată, nu doar că ne mustră, El e bun întotdeauna, dar câteodată e mai bun față de mine că vrea să îmi pun așa degetele la ochi și să mi le ridică, ridice, și să, să spună, uite, uite te bine, să îmi deschidă urechile și să auzi bine. Și le spune Domnul evreilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Domnule, voi ziceți că nu-i vremea, dar uitați-vă cu băgare de seamă și apoi semănați mult, aveți puțin, munciți, vă istoviți, mâncați, nu sunteți sătui, neîmpliniți, nefericiți, toți frustrați sunteți, tot așa așteptați să se întâmple ceva, să vină ziua aia mai bună, să cadă nu știu ce din cer și să spuneți, în sfârșit a venit vremea. Adică e simplu, uită-te la tine, la viața ta, la felul în care ți se desfășoară viața și dacă mai simți pe aici, pe acolo că îți bate inima și gândul Domnului spune că nu-i bine, că ai neglijat, că neglijezi, că nu te silești destul pentru el, pentru biserică, pentru împărăția lui Dumnezeu. Fă ceva în privința asta. Ia măcar această concluzie pe care eu mi-am luat-o pentru mine. E important să fiu la locul și la timpul potrivit. Probabil despre Toma se va vorbi duminica viitoare mai mult. Dar e important să vii, să beneficiezi la prima mână. nu e așa? Să nu ajungă vestea, bă, s-a întâmplat, auzi, s-a întâmplat la a 10-a variantă. Faceți un exercițiu, spuneți așa, un fel de telefon fără fir, spuneți ceva cu cuiva, acel ceva se transmite mo exact ce ai zis tu, altuia, 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 și veți vedea ce ajunge la urmă. Frânturi din ce ai zis tu. Și uneori deformat, denaturat chiar și cu alte intenții. Deci haideți să fim preocupați, să fim primii, să fim cei din tâi, să fim aceia care să ne adăpăm din el, nu după alții, ci primii, dacă se poate. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în cele din urmă, o a treia concluzie. Cei ce văd și cred, devin, și aș zice eu, trebuie să devină martori vii. A acestui eveniment și acestei lucrări. Cei ce văd și cred devin sau trebuie să devină martori vii, purtători de un mesaj care, iată, e actual și astăzi. Și oricât de mulți oponenți au fost și vor fi, salutul Hristos a înviat, e autentic, e biblic, e real. Vesetul 10 le spune Domnul femeilor, atunci Iisus le-a zis, Matei 28, nu vă temeți. Duceți-vă, duceți-vă, despuneți. Nu duceți-vă și bucurați-vă voi cu ai voștri și gata, și dați o masă faină, și. duceți-vă și spuneți. Aici e un detaliu foarte frumos. E luat accentul despre, de pe cel ce a primit vestea și pus pe acela care trebuie să o audă și să o dea mai departe. E luat accentul de pe ele care au fost primele martore la fața locului acolo, așa cum spunea mai devreme, și au auzit mesajul învierii și acum accentul e luat de pe ele și pus pe ceilalți care trebuie să audă. Ele trebuiau să fie primele persoane care erau obligate să ducă această veste mai departe. Dacă ești aici, sau poate acasă, și zici că nu poți face asta, și nu știi, vreau să vă spun că Domnul, în mod paradoxal, din nou, alege ca primii martori a invierii să fie niște femei. Și potrivit culturii de atunci, după cum bine știți, mărturia din gura lor, nu prea era de luat în seamă. Și te întreb și tu și mă întreb și eu, Doamne, de ce tocmai pe ele? De ce nu pe Petru? De ce nu un preot? De ce nu le-ai spus lor în față? Nu, uite, m-ați răstignit, nu, acum uitați-vă la mine. Mă vedeți, sunt aici ciudă vouă. Dar nu are treabă Domnul să facă chestia de acestea, să le întoarcă, o replică. Și el, da, potrivit cu ceea ce spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 26, el zice acolo că Dumnezeu, și aș vrea să citesc aceste versete pentru că sunt foarte importante, de pildă fraților, 1 Corinteni, 1 cu 26, uitați-vă la voi care ați fost chemați! Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. Și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. El, Hristos, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Și de acum? Nu mai avem voie să spunem, noi nu știm să vorbim. Noi nu avem școli de teologie terminate. Noi nu știm să articulăm, structurat un mesaj. Nu despre asta e vorba aici. Ci e vorba simplu despre a fi pasionat de a duce acest mesaj mai departe. Cu bucurie, cu claritate și cu o pasiune, dacă vreți care să se citească pe chipul nostru că purtăm un mesaj unic și irepetabil. Hristos a înviat. Acest mesaj, frații și surori, trebuie să ne anime viața. Dar mai e ceva și aș spune că nu doar că Hristosul mă ia pe mine unul slab și mă face martor al Lui și îmi spune, du-te și zi și altora, pentru că această lucrare să fie și mai eficientă. Vă aduc aminte de schimbarea pe care Domnul o face în viața ucenicilor în capitolul 2 din fapte, dar înainte de înălțare, imediat Domnul le spunea contextul acela de după înviere și voi veți primi o putere. Când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului, fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere, aveți mesajul și aveți nevoie de putere ca să-l duceți mai departe. Și această putere vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și o v-aș îndemna în dimineața aceasta, chiar la rugăciunea care ne stă în față, să ne rugăm să vină această putere peste noi. Noi suntem Biserica Domnului, Biserica Pentecostală Emanuel. Noi credem în botezul cu Duhul Sfânt, noi credem în darurile Duhului Sfânt, noi credem în manifestarea prezentă și continuă a Duhului Lui Dumnezeu printre noi și astăzi, nu doar atunci. Și atunci ca să fii un martor, pentru că ai văzut și ai auzit, potrivit cu 1 Ioan 1, ai văzut și ai auzit, ai pipăit lucrările lui Dumnezeu, le-ai atins, ai fost martor la multe fapte mărețe pe care Dumnezeu le-a făcut, ești chemat și sunt chemat să depun mărturie mai departe. Dacă vrem să se mântuiască oamenii, dacă vrem să fie și alții salvați și mântuiți, suntem responsabili de ce facem cu acest mesaj al învierii. Ce faci? Spui altora despre Domnul, îl mărturisești pe Domnul Isus Hristos. Mai ai această pasiune în tine. Să spui și altor, așa cum poți, uite, Hristos e viu. Uite, de ce crede eu asta? Concluzii ale învierii. Singurii care au înțeles bine sensul afirmațiilor lui Isus au fost dușmanii în urma și lui, în faza respectivă dar mai apoi au înțeles și ei. A doua concluzie, e important să fii la locul și la timpul potrivit femeii la mormânt, dar în loc să găsească mormântul gol, au primit vestea cea mai mare. Hristos a înviat și aveau să-L vadă cât de curând. Și trei, cei ce văd și cred, trebuie să devină martori vii, purtând acest mesaj care să ardă în inima lor, și să-l ducă mai departe. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Amin. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, frați și surori, și să ne rugăm Domnului, mulțumindu-i din nou pentru patimile sale, pentru moartea și învierea sa, și să-l rugăm ca puterea celui înviat să fie peste noi. Și aș vrea să-l rugăm din toată inima, Doamne, revarsă Duhul Sfânt peste noi. Umple-ne cu Duhul Sfânt să te putem mărturisi mai departe. Amin, cu toții să ne rugăm Domnul